Vreau să vă spun că textul de astăzi face parte din ceva care este cu totul și cu totul surprinzător, ca o limbă străină. Ca și cum ai venit la niște români și te-a pus să vorbești chinezește. Ce vreau să spun? Dacă mergeați în România acum 100 de ani, oamenii descoperiseră niște fântâni de păcură. Că pe la Ploiești, pe acolo, așa. Și veneau pe la noi cu căruțele alea cu coviltiri și aveau un butoaie de alea negre cu un cep acolo, așa. Și spunea, catran, 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 păcură, păcură. Tata lua și dădea pe casă, nu? Dădea pe casă. Făceam lucruri mari cu ele. Ce știam noi de atunci? Că din păcură aia se pot face lucruri mult mai importante decât să dai pe casă cu ea. Dacă te-ai fi dus să spui atunci unui om de pe Valea Muntele Mare numărul 3, unde am stat eu, să nu zic de alții, măi, Daniele, tu știi că din asta se pot face haine? Ce aș fi zis? Să le porți dumneata. Eu umplu cu mănuștă, nu mă murdăresc de păcupă și dumneata zici că îmi face... Dane, se fac niște haine dintre asta ce nu există tu. Și din asta se face plastic și va veni vremea într-o 100 de ani în care lumea nu va putea trăi fără plastic. Plastic e peste tot. Și din ăsta se face, Daniel. M-aș uita la el ca la nu știu ce, nu? Sunt în lucruri care ne sunt familiare, posibilități la care nu ne trece mintea. Și când se împlinesc, puf, parcă e ceva extraordinar. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că dacă m-aș fi dus la Isaia, sau la Moise, sau la David, sau la cine vezi, la Saul, la Samuel, la care vreți dumneavoastră, și îi spune, iată un cuvânt pe care l-am din partea Domnului pentru tine astăzi. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Ce mi-ar fi zis? Ce mi-ar fi zis oamenii? Ce vorbești tu? Ce vorbești tu? Pentru noi religia înseamnă legea lui Moise, poruncile, o viață de ascultare, înseamnă să ținem sărbătorile, să trăim o viață morală, să lăudăm pe Dumnezeu psalm și încântările care le avem, dar ce e aia cu voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Ce e asta? Se uitau la lucrurile astea și nu înțelegeau nimic. Mergeai și vorbeai chinezește cu ei. Acesta este Apostolul Pavel. Și dacă dați pagina de la capitolul 2 pe care o să avem astăzi la capitolul 3, Pavel, care își dă seama de lucrul acesta, spune, fraților, v-am scris în câteva cuvinte, puteam să vă scriu mai mult, puteam să scriu o carte de teologie sistematică. V-am scris puțin. V-am scris pentru că prin descoperire dumnezeiască, versetul 3, capitolul 3, am luat cunoștință de taina aceasta. Din păcură se poate face farfurie, din păcură se poate face geam, din păcură se poate face batistă, din păcură se pot face medicamente. Taina aceasta, spune el, despre care vă scrisei în puține cuvinte. Cornilescu a fost oltean și avem aici mărturia că n-a fost moldovean, despre care vă scrisei. A fost soltea. A fost soltea. În puține cuvinte. Și zice el, citindu-le Moise, Samuel, David, care ați fi voi din Vechiul Testament sau care din cei care trăiți astăzi, citindu-le vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Lecția de astăzi este noi suntem lucrarea Lui. Tema lecției de astăzi este noi suntem lucrarea Lui. Despre taina lui Hristos care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Domnule, de împăcură au ajuns ăștia să facă temir ce, parcă toată lumea asta iese de împăcură. Și Apostolul Pavel spune, cei din vechime
n-a fost făcut cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri. N-au știut. Acum, dumneavoastră știți despre evrei, eu poate știu puțin mai mult despre, despre evrei. Pe vremea evreilor, în care erau evrei, existau ei și ceilalți oameni ce erau? Păi erau păgâni și străini. Asta era terminologia lor. Păgâni și străini. Păgâni și străini. Ce șansă aveau ăia? Aveau să vină să stea de vorbă cu evrei, să citească cărțile evreilor, să se lase convinși și să înceapă să vină la locurile lor de adunare, astăzi se numesc sinagogi, și pe vremea Domnului Iisus se numeau toți sinagogi, și evreii primeau, dar nu îi primeau ca evrei de calitatea întâia, îi primeau cu titlul de oameni cucernici. Cucernici, oameni cucernici. Nu erau evrei, dar erau oameni cucernici. Oameni cu teamă de Dumnezeu. Pe ăsta îi va găsi mereu Apostolul Pavel la sinagogile pe unde mergea. Erau greci, dar nu erau încă evrei, nu erau acceptați ca evrei. Și el spunea, așa cum vom vedea în capitolul 2, s-a dus vremea diferențelor. Iisus Hristos va băga și pe voi care stați acum la balcon și sunteți doar oameni cucernici, n-aveți voie să veniți aici pe podea unde stau evreii. A spart și a rupt zidul de despărțire și a dovedit că și voi și noi suntem la fel de păcătoși să avem intrare slobodă prin trupul lui direct în Sfânta Sfintelor. Și Pavel a adus un mesaj de ăsta revoluționar. Se numeau oameni cucernici. Și mai aveau încă un nume pe care l-au și astăzi. Se numesc cei care țin legământul lui Noe. Pentru evrei, un om care ține legământul lui Noe este un om care nu mai este străin și nu-i păgân și are dreptul să se apropie de evrei. El ține doar legământul lui Noe. Deci era un popor care era poporul lui Dumnezeu, cu bunele și relele lui. Erau oameni cucernici care se apropiau de ei. Unii dintre ei mergeau chiar până la tăierea împrejur și atunci deveneau evrei de totul, totului tot. Alții doar erau respectoși față de Dumnezeul evreilor. Și mai era categoria aceasta de oameni care țineau legământul lui Noe cu Dumnezeu. Îl acceptau pe Dumnezeu ca și creator. Și ascultau de suveranitatea lui Dumnezeu în istorie. Și acum asta era tot. Deci ce avea Dumnezeu pe pământ? Un popor străin, mai apropiați, mai depărtați, mai nu știu ce, șansa ca voi să veniți la noi este să faceți pașii ăștia și ajunge și voi o evrei și cu asta era bine. Popor străin, convertiți, neconvertiți, păgâni, nepăgâni. Și vine Pavel și zice, voi erați morți. Asta e limba franceză. Asta nu exista. Nu există. Terminologia asta din capitolul 2 și din capitolul 1 și din capitolul 3 din Efeseni este terminologia specifică acestui taine care n-a fost făcută cunoscută oamenilor din celelalte veacuri pe care au primit-o apostolii și apostolul Pavel prin descoperire dumnezeiască prin Duhul și dintr-o dată de la Evanghelia unui popor pământesc. Problema se pune că Dumnezeu este în cer, pe pământ sunt oameni, este o luptă între Dumnezeu și diavol pentru sufletele oamenilor, că lumea asta și așa și așa, dacă face faptele celui rău, sunt morți față de Dumnezeu, există oameni care au legătură cu Dumnezeu și oameni care n-au legătură cu Dumnezeu și aia sunt morți. Dar în Iisus Hristos Dumnezeu a făcut o lucrare pentru noi pe care n-a putut să o facă niciun preot, niciodată. N-a putut să o facă nicio jertfă, niciodată. N-a putut să o facă nicio sărbătoare, niciodată. N-a putut să o facă niciun profet, niciodată. Nici Naum, nici Iona, niciunul dintre ei. Ea n-au știut lucrurile astea. Și Apostolul Pavel vine și de-aia este Efeseni, cea mai adâncă epistola lui Pavel.
rupe cortina care ne face să nu vedem în lumea nevăzută și ne plasează în lumea spirituală, cosmică a lui Dumnezeu. Și spune, chestia asta cu împărăția lui Israel pe pământ o să vină la vremea ei și are și al logica ei, dar sunt lucruri mult mai adânci decât astea, împărăția lui Dumnezeu pe pământ. E vorba despre împărăția lui Dumnezeu în ceruri și pe pământ. Care este poziția ta față de Dumnezeu în realitatea asta cosmică? Că te tai împrejur, când te tai împrejur, nothing. Că ții sărbătorile, cât nu ții sărbătorile, nothing. Vă dați seama cum sună asta la evrei? Îi zgâria pe conștiință. Stai împotriva! Că te duci la templu sau nu te duci la templu, nothing. Trebuie să înțelegeți că există o realitate mult mai mare pe care n-au văzut-o cei dinaintea noastră. Și din realitatea aia a venit Dumnezeu și i-a dat Domnul Iisus, cum a făcut așa de frumos introducerea Leo, a venit Domnul Iisus în criza noastră din care nu puteam ieși. Și a făcut o lucrare. Nu că nu ne mai atacă filistenii, ne elibera de Egipt, nu ne mai ducem în Babilon. Astea au fost pentru păcura cât am înțeles-o noi. Dar războiul e mult mai mare, e mult mai mare. Și în realitatea aceasta trebuie să folosim o terminologie care voi nu o aveți, spune Apostolul Pavel, și trebuie să vă însușiți despre lucrurile duhovnicești, vorbim cu înțelepciune duhovnicească. Și apare dintr-o dată textul acesta, Efeseni, capitolul 2, de la 1 la 10, pe care acum o să-l citim pe rând. Cine vrea să citească versetul 1? Efeseni, capitolul 2, versetul 1. Citindu-le, gândiți-vă că evreii nu-l înțelegeau pe Pavel. Pavel e mult prea profund și înainte istoriei. Ăia erau la nivelul păcurei și Apostolul Pavel le vorbește despre cămăși făcute din nailon. Cine vrea să citească Efeseni, capitolul 2, versetul 1, așa cum citim noi pe rând. 10 versete. Pe rând. Hai. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. 2. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Ca să arate în veacurile viitoare, vină cu angelica bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi, în Hristos Iisus. Vă dați seama, fac o singură scurtă paranteză, cum sună asta pentru evrei? Adică nu-i mai aducem în poporul lui Dumnezeu. Ierusalimul nu mai are nicio importanță, templul nu mai are nimic. Și Pavel zice, nu. Trăim într-o realitate cosmică, cosmică, cosmică. Dumnezeu deschide acum prin Hristos ochii noștri să vedem realități pe care nu le-au văzut ei atunci. Iov n-a văzut că în spatele la toate încercările lui era cine? Cui i-a dat voie Dumnezeu? Diavol. Saul lua amețeala și îl chinuia un duh rău. Înțelegea și nu prea înțelegea ce e acolo. David s-a uitat pe fereastră și n-a înțeles că cel care îl ispitea era diavol. Ce scrie aici? După poftele noastre, gândurile, firii noastre pământești. Și dintr-o dată Apostolul Pavel explică toată istoria în dimensiuni mult mai mari, la care oamenii nu se gândiseră până atunci. Și Dumnezeu ne-a scos din situația asta deznădăjduită în care eram, ne-a așezat, nu în Israel, ar fi mult prea puțin să ne așeze în Israel, ne-a așezat în locurile cerești. În locurile cerești.
Și evreul zice, opa, am mai pierdut de tot aici. Adică cum? Isaia n-a știut nimic de chestiile astea. David n-a știut nimic de chestiile astea. Moise n-a știut, deci, și vorbește. Da, deja. Ne-a dus direct în locurile cerești. Păi tu vorbești de cer, parcă te vorbești așa de mă duc, vin înapoi. Păi da, a venit, a deschis calea și acum noi suntem în realitatea aceasta mare a Universului. Și spune, asta s-a realizat prin puterile oamenilor, da? Prin ceea ce putem să facem noi ca să fim buni evrei, da? Și urmează 8, 9 și 10. Hai să le citim. Dumnezeu. Nu prin faptul ca să nu se laude nimeni, deși nu suntem lucrarea lui și a fost zis în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Repetăm toți versetul 10. Hai să-l citim toți cu voce tare, că asta e tema de astăzi și esența lecției de astăzi. Lucrarea lui Hristos. Suntem lucrarea lui Hristos. Versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Fraților, vă dați seama ce adâncă epistola către Efeseni? Mult deasupra la Vechiul Testament, afară de inspirațiile profetice care au fost pe aici, pe acolo. De aceea ne-au dat frații lecția asta și de aceea ne uităm la ea și de aceea toți care au citit-o vreodată au spus, wow, asta e cea mai profundă dintre scrierile lui Pavel, o depășește și pe cea către Romani. Efeseni e, în timp ce le scria la Coloseni care umblau după cai verzi pe pereți cu închinarea la îngeri, apostolul Pavel a zis, băi, dacă tot am început să vorbesc despre îngeri, hai să vorbim despre ce a făcut Dumnezeu și în ce lume trăim de fapt. Și cum Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, s-a gândit la noi și cum ne-a ales în prea iubitul Lui și cum a venit prea iubitul Lui ca să unească lucrurile de sus cu cele de jos. Lasă-mă, Domnule, cu poporul evreu. Asta e pentru o vreme și are logica Lui. Dar lucrarea Lui Dumnezeu este mult mai mare. Capitolul 1 și capitolul 2 spune, s-a apropiat de noi în starea în care ne-a găsea și ne-a schimbat și poziția și destinul. Silviu, hai să vedem dacă putem să punem prima planșă pe ecran, că o planșă sistematizează ce avem de spus. Vă spun că eu mai vorbesc câteva minute și vă las cu dorul, pentru că nu mai pot. Dar am vrut neapărat să spun asta. Neapărat. Neapărat. Credința și faptele, poziția și practica. Așa. Asta este de la 1 la 10. Dumneavoastră l-a citit, eu l-am prezentat, îl mai spun încă o dată. Apostolul Pavel folosește limba rusă pentru noi, sau dacă vreți limba chineză, aduce niște termeni care nu existau. Voi erați morți. Cine era mort? Și David era mort? Da, și David era mort. Pe cum ajunge el în cer? Pentru că tot ce s-a întâmplat în Vechiul Testament au fost niște cecuri semnate în alb pe care le-a achitat la cruce cine? Domnul Iisus, nimeni din ăia nu vor ajunge vreodată în rai dacă n-ar avea sângele Domnului Iisus Hristos. Ei n-au înțeles ce se întâmplă. Dar aduceau un miel, aduceau o vacă, aducea încă o vacă, aducea încă o vacă și în fiecare an câte o vacă. Nu înțelegeau ei că nu vacile acelea, dar erau cecuri semnate în alb de Dumnezeu și toate achitate când a venit Domnul Iisus Hristos. Și ei sunt băgați tot în realitatea asta. Nu înțelegeau, dar ei o împlineau prin ceea ce le-a dat Dumnezeu să facă. Cum spune Evrei 11, Dumnezeu n-a vrut ca ei să ajungă la desăvârșire fără noi. La noi a început desăvârșirea și ei se vor alinia și vor înțelege și ei. Oho, noi eram morți, dacă n-ar fi fost Hristos, nu eram pe nicăieri. Că nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Păi ce, pe David l-ai băga în cer cu ce a făcut cu Batseba, l-ai băga? Nu l-ai băga, nici în comitetul bisericii nu l-aș băga. Dar nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și cum, frate Daniel, și Saul e în cer
că i-a zis că l-a chemat pe Samuel și a venit Samuel, ce un om ca Saul a putut să vorbească cu Samuel. Da. Păi cu faptele lui? Păi nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Frate Daniel, cum explicați dumneavoastră că în Biblie există 4 cărți scrise de cel mai păcătos dintre oameni? Solomon, un idolatru, un curvar, 1000 de femei, toate prostiile le-a făcut. Cum l-a îngăduit Dumnezeu ca 4 cărți din Biblie să fie scrise de omul ăsta? La cărțile alea trebuia să fie scoase din Biblie. N-a avut fapte care să-l învrednicească să fie autor de cărți biblice. Și eu îi spun iarăși, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Că-ți prin fapte, niciunul dintre noi nu merge. Noi suntem lucrarea lui Hristos. Și apare realitatea aceasta a umanității separate de Dumnezeu din cauza păcatului care a început în grădina. De atunci a început. Că Pavel nu le spune altă istorie, numai le spune pe aia lămurită mai altfel. Și pentru că n-a ascultat Adam, noi toți am ajuns, spune versetul 2, fii ai neascultării. Ăsta e titlul pentru noi, fii ai neascultării. Fii ai neascultării. Și ultimul verset ne va spune fii ai ascultării, fii ai neascultării și fii ai ascultării. Schimbarea care a făcut-o Dumnezeu cu noi. Mers de capul nostru și nu că am mers de capul nostru, dar de fapt făceam faptele lui Satan. Nu ne dădeam seama, dar noi eram robiți de Satan, așa cum spune versetul 2. După Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Oamenii nu-și dau seama că sunt robiți de Satan. Avem 8 miliarde de oameni pe fața Pământului și majoritatea sunt robiți de Satan. Și din cauza aceasta, asupra lor planează mânia lui Dumnezeu și poți să-i numești că sunt copii ai mâniei. Asta terminologii noi. Nu e sabat, nu e zecime, zeciuială, nu e, ci păcat, fii ai neascultării, copiii mâniei. Lucrarea asta extraordinară a lui Hristos, care ne-a înviat împreună cu El și când ne-a unit cu Dumnezeu, nu ne-a unit doar aici pentru frontiardul de la curte sau pentru biserică. Când ne-a unit cu Hristos, piu, suntem în cer deja. Și să fim uniți cu Hristos, cu Dumnezeu trebuie acolo prin Hristos, avem un destin ceresc, iar cât mai trăim pe pământ, trebuie să facem niște fapte care nu sunt ale noastre, ci Dumnezeu le-a pregătit mai înainte. Și din copii ai neascultării, ajungem, dintre fii ai neascultării, ajungem fii ai ascultării. O lecție foarte frumoasă și foarte adâncă, dar eu m-am mișcat cam mult aici și nu mai pot de durere. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, dar pentru niște fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai ca să împlămâni el. A murit Paul. M-a sunat Tina. Primul meu gând a fost mă urc în mașină și mă duc acolo. Gălăgie în spate sau de la telefon. Și zic lui Tina, nu e singură. Zice, nu, sunt aici cu prietenele mele. Uite. Yeah. Câteva din surori s-au dus la Tina atunci când trebuia să fie. Astea sunt fapte bune, pregătite mai înainte. Și ai o bucurie atunci când le faci, nu te mândrești de ele. E un fel de bucurie, care nu e bucuria ta, e bucuria Domnului Iisus care e în tine. Când tu faci fapta care a pregătit-o El, El se bucură în tine. Și nu poți să te oprești când sunt faptele Lui. Le faci așa de la sine. Niște surori pregătesc acolo masa cu majus, da? Sunt faptele bune pregătite mai dinainte. Nelu îmi spunea zilele astea că se lăsase de pachete cu România. Și ce ai făcut, Nelu? Iarăși, că sunt faptele bune pregătite mai dinainte. Uite așa. Așa e. Și ai o bucurie pe care nu poți să o explici la alții. Vă faci cu o bucurie care e bucuria lui în tine. Faptele bune pregătite mai dinainte. Și fiecare dintre... Aș putea să-l iau de la Doru pe Basi, pe Tică, pe Ticu și
Știu exemple despre fiecare dintre voi. Așa cum a zis Doru, un credincios este viu și lucrează și împlinește faptele astea vii. Și când le faci, chiar dacă le faci în anonimat și nu te vede nimeni, ai o bucurie care nu poți să o explici. Dar nu e bucuria ta, e bucuria lui că el le-a pregătit. El le-a pregătit și le face împreună cu el. Și ai o bucurie care întrece orice... Nu se poate măsura cu bani, nu se poate măsura cu nimic. Vreau să o adun amin. Vorbim de experiențe care le avem toți, da? Da? Beni, înainte să vină aici, făcea o lucrare pe care alții n-ar fi făcut-o pentru, nu știu câte, nu pentru cineva care era foarte bolnav și avea nevoie de un slujitor, practic. Și n-a spus niciodată, nu iau răsplata, că o spun în seara asta, și de atunci încoace. Leu în felul lui. Facem faptele astea bune, pietrele astea vii de care zicea Doru, și ai o bucurie care nu e a ta, e a lui. Nu-ți vine să te lauzi cu ceva. Și știi că Domnul e bucuros și te bucuri și tu că îl vezi pe Domnul bucuros și ți-a făcut privilegiu să faci lucrurile astea. Mulțumim Domnului pentru ce a spus Doru și îi spunem că suntem gata să facem faptele bune pe care le-a pregătit El. Și dacă suntem atenți, în fiecare zi vom descoperi ceva. Dumnezeu nu are șomeri. Are așa de mult de lucru că în fiecare zi are ceva pregătit, chiar dacă e numai o vorbă bună pe care o să spui la cineva. Eu am fost ieri la doctor și să fi fost mort și tot înțelegeam ce trebuie să facă. Dumnezeu mi-a arătat, uite, asta trebuie să faci. Vorbesc cu doamna aia care m-a ultrasound, cum îi zice la chestia care ți-o face pe aici, știi? M-am tot gândit în timp ce îmi spunea cum să intru în vorbă cu femeia asta. Că eu eram al 14-lea, probabil, pe ziua aia, abia așteptat să plece acasă ea. Eu trebuia să-i spun ceva frumos. Și mi-a dat Dumnezeu o ușă, așa cum dă și alte dăți. I-am spus la sfârșit, a zis, totul e foarte bine, puteți pleca, doctorul să vă comunice rezultatul. Și eu am spus, cel puțin știu că nu sunt însărcinat, da? A râs și ea și dintr-o dată n-a mai fost unul din cei 14.000 care i-a văzut în ziua aia și am intrat într-o relație de oameni, așa, știi? Și am putut să-i spun ceva de la inimă la inimă. În fiecare zi avem de făcut ceva frumos.